Proprietarul o să-ți spună un singur lucru despre acest pacient. Nu deschide ochiul. Îl doare ochiul. Nu deschide ochiul. Lăcrimează. Nu este în apele lui, nu vrea să se joace. Nu deschide ochiul, chiar dacă am efectuat toate tratamentele prescrise. Charlie al meu nu deschide ochiul. Așa a apărut Charlie la noi în clinică, cu o durere exagerată a ochiului și cu o opacizare corneană discretă și cu un test cu fluorescenă discret cu un diametru redus. Nu aveți nicio reținere în momentul în care durerea este exagerată și testul cu fluorescenă este minim, poate uneori punctiform, să nu încercați la brahicefalic o debridare a acestui ulcer care câteodată îți oferă surpriza să fie un ulcer indolent cornean și epiteliul anterior cornean să se debrideze pe toată suprafața acestei cornei. Ei, cam așa am pornit noi la drum. Din momentul acesta a început distracția. Ulcer indolent cornean pe o suprafață destul de bine reprezentată. Tratamentul sistemic neapărat îl institui cu Ronaxan, pentru că este un brahicefalic și ulcerul indolent cornean se poate complica cu ulcer melting. Și din momentul ăsta te gândești și speri la vascularizația corneană, pentru că brahicefalicul nu are puterea să se vindece prin multiplicarea straturilor corneene din profunzime către suprafață, ci întotdeauna se vindecă destul de zgomotos cu vascularizație. Și după a doua, a treia, a noua debridare, vascularizația pornită de la limbul sclerocornean tinde să ajungă către centrul cornei. Pacientul nostru nu mai vede în momentul acesta. Uneori mai fixează fluorescena în zona centrală, dar ochiul nu mai este dureros. Poți schimba antibioticul de primă intenție, floxalul local, cu tobromul, iar din momentul ăsta la brahicefalic ar fi foarte bine să începe administrarea celulelor stem, pentru că sunt foarte eficiente și te ajută în cicatrizare. Dar să nu vă sperie niciodată vascularizația exagerată, care pornește de la nivelul limbului sclerocornean pe toată circumferința limbului și ajunge central. Trebuie să ajungă central. V-am spus că nu doare acest ochi vascularizat bogat, dar pacientul nu vede. În momentul în care vasele de sânge ajung în centrul corneei, nu se mai fixează fluorescena, nu mai fixează cornea fluorescena, dar trebuie, pot opri în momentul acesta antibioticul local, dar merg în continuare cu cicatrizante corneene, vorbesc despre Anhypro, vorbesc despre Claromed și în momentul în care așa arată vascularizația central, pacientul începe să vadă. Va urma un tratament destul de lung cu tacrolimus, pentru că după această fază de vascularizație se va pigmenta cornea și trebuie să facem cornea din nou transparentă, ca acest pacient, după ce se vindecă de ulcerul acesta zgomotos, să și vadă.